Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit, fraților, la un nou episod din seara de GTA 5 de live. Suntem aici împreună cu Lecturicul și astăzi, grasule, ghiși ce vreau să facem astăzi. Bă, nu știu, dar nu știu ce mi se întâmplă cum intrai pe server, grasule. Deci mergeam așa pe stradă, vezi cum mergi tu cu mașina, mergeam cu omul și toți stâlpii și semnele de circulație așa, când treceam pe lângă ele, cădeau așa jos. Păi la cât de urât ești, crezi și eu. Îți dai seama. Bă, grasule, ce vrei să facem astăzi, că mie nu-mi zisești. Băi, în primul rând, mamă, uite și tu ce aici, uite-te și tu la ei, uite-te la ei. Uite și tu, uite și tu, n-am putem. Explodate tot, uite-te la ei, uite-te la ei, te rog frumos. Mă mir cum mai merge, mâncați, ce făcură ăștia, mâncați și cum le explodară? Ia uite-a. Mă, grasule, ce ești, mă, tu aici? Ce, adică? Păi nu știu, parcă am mafiot. Bă, hai să-mi iau și eu, vreau să-mi iau o super mașină, vreau să-mi iau ceva foarte scump, de toți bani. Mașini. Păi dar nu prea aici să-ți cumperi. Fast and Furious vorbează în Dacia, mașini votate, Valentin, altele, ia să vedem pe altele. Deci chiar dacă o să dureze ceva. Și cel mai probabil o să se bugească mapa. Da, și o să trebuiască să ieși să intre iarăși, dar nu e nicio problemă. Mașini. Asta e la de drift. Mamă, 70 de milioane ăsta, grasule. Ce găsiști? Un Dita mai Jeep. Da, dar nu e bă, prea mișto. De fapt nu e 70 de milioane, cred că e 700 de milioane. Da, ăsta e cel mai scump, cred că. Mustang, Tesla, Volkswagen-ul ăla, Charger-ul, Supra. A, decât 7 milioane, mă, mai bacu. A, 7 milioane, nu 70? Da, nu, nu, nu. Grasule, ce-mi luai, un vapor? Probabil. Sumari? Barcă? Nea. Mașini 2019, Audi A6 Avant. Ia să vedem ce-au pe dar aici. Dar arată, băi, uite, ajuns și la vapor, bă. Mamă, grasule! Ce? Aghiși ce-mi iau! BMW i7. Am văzut și eu. Și nu e scump, cât costă? Îl luai. Dar mi se bugui mapa. Ieșim și intrăm iarăși să facem un test drive cu el. Deci uitați, l-am luat noul X7, grasule, uite-te pe interior cum arată. Nu știu, bă, dacă nu știu, interiorul este ăsta. Plafonul ăsta, grasule, tu vezi cum e plafonul. Văd, what the fuck. Bă, nu și asta mâncate, dar e electric ăsta? Nu. E electric, nu, dar pare ciudat, gen, nu știu, când stau la în spate, parcă... Aseară, chiar aseară am văzut un ăsta cu motorizările care o să fie o 830 diesel. Ăsta nu, o să fie 30 diesel, o să fie 840i. Și a treia variantă care este cea mai scumpă și pleacă de la cel mai mare preț. Tu, grasule, ce faci ăsta, mă, să răstoarnă? Răstoarnă. Cea mai scumpă variantă o să fie M50 diesel, care o să coste undeva la... O să plece că de la 100 și ceva de mii de euro. Bă, nu știu dacă mă crezi că nu-mi place prea mult, parcă și-a pierdut din farme cu BMW. Deci, sincer, adică... în primul rând, nările ăștia, prea mari, farurile prea mici. Nu e vorba că nările sunt ok, farurile sunt prea mici. Și mi se pare o mașină, nu știu, adică e mișto, dar nu mi-aș lua. Sincer, și costă foarte mulți bani, în primul rând. Nu știu, de ia voi, dar na, fiecare face ce vrea cu banii lui, dacă o să aveți bani să dați se mai și răstoarnă, peste 180-190 de mii cu dotările full. Și se mai și răstoarnă. Luați-o, dar... Dar sincer, mi se pare că nu justifică bani. Da, acum... Ia vezi, ce jantă are stocă stare, curios. Bă, ar trebui unele mișto, e... Light, Xenoane, bă, mergem cu ea pe Ciliad. Că pentru asta ai făcut, cum ar veni. Cu scârba asta mică? Mamă, dar la și la mine grasul e zi. Pe ce-ți fac grasul? E bine, e 9 dimineața la mine. Ia! Bă, ce fac cu grasule? Tăi așa. Wheels. Cred că nu poți să le schimbi. A, what? Bă-ți mișto. Bă... Mie nu-mi plac. Nu-mi plac. Pune-le, decât ce fură. Asta nu sunt mișto, au cauciucul prea mic, uite, și tu zici că n-au cauciuc, ești nebun. Zici că, gen, zici că e janta cu cauciucul spart. Grasule, cauciucul subțire. Dar de ce nu ești afară? Cu cheltuială să se ține. Du-te, grasule, de aici, că ăsta nici nu zici că are cauciuc. Bine că e mai mișto decât ce era pus înainte, da. Și concav un pic. Ia hai mă cu ea, pe Ciliad. Hai că ți spun acum waypoint, da. Bă, e bine că are 4x4, ia uite-te la roți. Vezi? Da. Și interii suspensia și nu se mai răstoarnă. Da, da, nu cred că ajungem cu ea. Ajungem.
Bă, așa neagră, uite, așa și culcat arată bine, dar unde este evacuările și... Bă, arată bine, dar nu e gen, nu știu, parcă nu e BMW. Da. Parcă e japoneză. Și mi-e seamănă cu un Jaguar. Și plafonul ăsta, așa. Dar poți să o iei pe autostradă, dacă vrei, lasă-le. Hai că eu drept. Păi de ce o să iei pe aici? Ia-o prin stânga, pe autostradă. Bă, noul Q7 e Q7, nu? Q7 e ok, mai dorule, măi. Aspirator de femei, mai dorule. Ce are așa? Oleu! Ce urlă? Mâncoața și mă și sper ei. SS, mi și am pe SS-ul vostru, auzi la el. SS, mi bă... Bă, dar și că noi putem să ne luăm la giftbox și că premii, dar nu știu unde e giftbox-ul ăla. Ia uite-l ăla, ia! Ăla, ia! Ia, iar vine seara pe noi. Calcă-l pe șeamaș pe el. Mamă, grasul e. Nu mai zic că nu virează. Nu, a? A, mai virează. Dacă îmi vreau uneori, deci dacă am citit o țără bordură, gata, ia, fine. Ia uite, gata. Ciudată. Deci sunt tare curios cum o să urce asta pe cilia de ăla la stăpânt. Uite, băi, se rupse numărul. Da. La tine se vede tot așa? Ba da. Mi-e frică că asta se răstoară la viteză. Stai un pic. Ia să vedem. Cine să stai un pic? Băi, ea de fugit, uite cum mai fuge, așa, uite, 250, cât? 260. Dar mi-e frică să iau 300. Olo! Ai grijă cu curbele bruște, grasule, că ne răsturnăm cu asta. Mă! Bă! Mă, ce zis să-i? Nu mai merge. A, și nici nu mai merge. Bravo, grasule! Cu cupa mătii, uite ce ai făcut. Dar știu soluția acum. Trebuie să așteptăm să o repare și după aceea îi pornim motorul. Mă, ce tot faci? De ce vă teleportați după noi? Lecați, bă, de aici, că vă dau jail. Da, crezi că nu poți să-și... Gata. Crezi că nu poți să-și scoată jail-ul, grasule? Acum hai să repor... Gata, dacă poți să te teleportezi după noi, și acum dai pornește acum. Nu. Ce nu? Gata. Bă, da. Bă, gata. Cam nasol cu ea, bă. Ai grijă cu ea, zi, să-i. Că e groasă. Deci nu știu. Bine, dar acum nu te chinui, nici să ajungi prea greu, că mai trebuie să mai filmezi și un pic pe zi, știi? Grasule, sincer zic, mașina asta, cum ar veni... Te auzi prost, cred, ori ai lag, ori nu știu. N-am lag. Bă, te cam teleportași pe aici, să știi. Da. Da. Bă, grasule, deci mașina asta, dacă vrei să o iei șmecheră, trebuie să iei M50-ul. Clar. Da, ai lag. Am lag? Da. Rău? Bă, nu știu, te cam teleportezi, nu rău, din când în când. Bă, nu pot. Și nu te aud atunci când te teleportezi. Da, acum mă auzi? Da. Ziceam că dacă vrei mașina asta, te ții în primul rând M50-ul. De ce? Pentru că e cea mai mișto. Asta o dată, cu 4 turbine, ai 4 de cai, dar grasule, trebuie să plătești minim 120.000 de euro. Minim. Este, uite, mi se pare triplele prea subțiri, dar hai că la cur, e dacă okay, avea okay. Și aia evacuările, da, la Bono. Da, la Bono. Și dacă avea și aia evacuările la cur, poate altceva, știi? Bă, dar jantele ăștia dau bine pe ea, să știi. Mă, ce e bobul ăsta de mazăre de aici? Nu știu, că-l văzut și eu. Stai așa ușor așa, că aici sigur o abelim. Hai că la viteza asta nu sare. E, nu. Nu urca pe aici, urca prin față, că ai văzut ce pățim pe aici. Da. Aulu. Am și revenit aici pentru că am avut o belea mare cu lagul, cu internetul, grasule, te rog frumos. Bă, trebuie să luăm de mâncare. Era mâncare, mor de foame. Bă, cred că este un M50 diesel, la cum fuge. Pornește-și tu farurile, că nu văd nimic. Dar la tine e noapte. La tine e zi. Uite mă, cu comentariul ca și tu acum, nu mai ia 300. De ce? Dar cât are? 270. Auzi tu. Mamă, nici nu frânează, nu? Ba, da. Sau nu știu, să fac eu șmecherie. Băi, îmi dau seama. Ia off-road aici. Fără ce faci, grasule? Fără nicio problemă. Mamă, grasule, tu ești sigur că vrei să mâncăm de aici? Bă, mi-a și ceva sigilat. Cât de sigilat?
cu două hârtii igienice. Aoleu, kebab. Spărsit ceva. Apa borsec 8 bucăți. Nu chiar că nu am 7. Și kebabul mai scump decât tacosul sau care mai scump? Vodka, vodka, o cât costă vodka. Shawarma cu curetate, vreau și shawarma cu curetate. Hai bă! 8 shawarme cu... What? Hai grasule. Deci nu, nu pot să... Iată, nu pot să-mi cumpăr de mâncare, ce căcat are. Pe interior cum arată ea? Avem schimbător al nou? Cam pe acolo. Nu cred că au apucat ei să updateze interiorul, dar arată, arată. Vreau 1000 de dolari așa urma. Hai grasule. Bă, dar cum se aude când îl pornești, părea cred că ăsta e 840i, bă. Știi tu, grasule. Bă, și i-a sutat foarte repede. Gata. Mănânc shawarma cu de toate, grasule. Măcar mâncai două shawarme. Da, gândi. Băi vreo 3 litri de apă. Ia! Du-te încolo. Ce să ia, grasule? Bikeri. Păi zici, nu aș vrea să te vedem și noi. Da, e greu, ce să facem cu ei? Sunt de aia bătrâni. Cu mustăți de la caruțiria. Bă, grasule, mă dor mâinile. Și bicepsul, tricepsul, acum și umerii, mă luară un pic trapezul. Și merge mâine ca să băgăm cardio, da? Cardio, mâine bag picioare, niște abdomene. Păi aia zic. Bă, dar știi care e faza? Eu nu aud când îți merge mașina. Da? Păi de ce nu auzi? Eu aud. Nu aud, nu știu, și mi-arată că plutește acum. De la calculator totul bun. Nu e de la calculator, a avut să-și lag și mi-arată ca și cum aș fi luat com și acum gen plutește. Efectiv plutește. Ești nebun. Deci ea nu se mișcă nicio parte decât îl face așa după drum, dar ea stă dreaptă, știi? Au. Tot dreaptă e. Și ciudat e. Zici că plutește, nu că merge. Băi, e bine că are X-Drive cum ar veni, știi? Păi da, dar degeaba. Păi cum adică? Cum degeaba? Pentru că n-ai văzut, nu văzut cum se răstoarnă. Păi e SUV grasule, ce vrei acum? Noul BMW X7. Mă și gândeam că nu o să-l scoat. E un X5, dar e mai mare. Da. Ce mare rău. Cupa, cupa grasule, cupa, cupa, cupa. Oh, gata, și reveni. Acum văd. La ce s-o pui săraca mașină, grasule. Păi da. Bă, grasule, când ai 100 și ceva de mii de euro pe ea. Ia, iar, iar, pă-ți ia și cred că iar. Da. Ce? Iar, bă, e ca și cum aș lua comă, dar nu știu de ce, și gen acum văd mașina ca o jucărie, iar. Cum adică ca o jucărie? Adică gen, ea e ca și cum ar fi o imagine așa, dreaptă, și numai așa merge. Nu se lasă, nu ia curbe, nu nimic, se face decât așa. Merge, bă, merge sărăcie, ia uite, merge bine. Merge, mă, merge. Ia să mai plimbăm pe aici, să vedem. Urcă sau nu urcă. Cum să nu urce casă, tu nu vezi? Bine, dacă mai faci tu deștea cu ea, e posibil să... Ia uite, mă! X-Drive-ul, vezi? Bă, da, îmi place când vine X-Drive-ul ăla, știi? Nu-l văzut că parcă am pornit fața, după aia spatele și după aia toate patru. Da. X-Drive, formaticul cum e grasule. Nu știu, n-am mers niciodată. 4 a mers, X-Drive a mers, dar formatic niciodată. Cel mai slab formatic, a? Nu știu. N-ai de unde să știu. Eu așa parcă să zic. Și Mercedes are mașini foarte puternice. Nu e vorba de puternici, de putere aici. Da, de performanță? Da. Bă, n-ai de unde să știi că Mercedes-ul face mașini foarte bine. Da, formaticul e 4x4 de la ei, nu? Da. Au. Băi, e bine că își revine repede, știi? Ce înseamnă își revine repede, grasule? Când se răstoarnă. Deci luați-vă, că dacă... N-ar trebui să se răstoarne. De off-road e bună, dar să nu-i dați în gură, că vă răstârnați. Ia, piatra asta o împing și eu. Da, ia, ia. Taci. Dă-i la vale, să nu dea rău în cap cu ea. Au. Aha. Ia, uite, cade. O văzuși? Dă-i cu ea jos pe aici, Hai, pinge. Ia, taci. Uite-te după ea. Uite-o, mă! Bă, ești prost! Uite-le! Sunt tare curios dacă-i fi tu acolo, dacă te-aș omorât. Da, nu știu dacă mă nimerești cu ea. E cam greu, da.
Ce chestie, bă, și cu ăștia, bă. Grasule, mă lua foamea. Trebuie să fac un unboxing mișto. Care băieți o să-l vadă de-abia peste săptămână, păi probabil. Și duce, și tot atunci o să-l vezi. Păi și eu tot la fel. Și tot la fel ce? Și tu ai un unboxing de făcut? Păi da. A, da, stai. Veni bă și la mine, la Damilo, tata. Da? Da. Ce făcuși, o să rești direct așa, fără nicio introducere, păi da. Nu mă pregăti, nu? Mi-e și frică. Așa-mi place, știi, pe directele. Pe directele, da? Praf te faci. A se răstoarnă asta acum, cred că de... Da, nu se răstoarnă, aici rămâne. A, bă, nu! What? Mi-o luai cum, mă, tu nu? Nu, deloc chiar. Nu? Da, nu mai amuși, mamă, praf se face, gata. O văd și eu, grasule. Țin-o, țin-o așa, țin-o așa, țin-o așa. A, aici a rămas. Se repară. Nu se ocupa, mă, tii? A, bă, da. Gata. Păi stai așa, să o așteptăm să-i... Când îi apare ușa, îi dau... Pornește motorul. Mă, nici nu văd nimic în crecile ăștia, grasule. Cine vede? Oare mai ieși de aici? Bă, cred că ăștia vrut să scrie ceapa mătii, nu cupa mătii, dar mă rog. De ce, grasule? Nu știu. Ia că zic că când se repară... Gata. Capa. Vehicle. Filter. Gata. Hai, nebuno! De uite, bă, că merge sărăcia. Da, nebunul! Da, nebunul meu! Da, Da, Damas! Damas! Aute-le, iaa! Pe la fix în curte aici. Farul praf. Mișto la asta, da. Mui criminal! Mui criminal! Baby, eu tu soi, papi, mui criminal! Hai, răsule, dai-mi bici. Mă, dar uneori se răstoarnă, uneori nu, deci eu nu știu cum funcționează mașina asta. Cred că e în funcție de viteză și în funcție de cât de brusc e curba. Ia. Ați să vezi ceva cu ea. Băi, fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și să înțelegeți ce clipuri vreți să mai facem cu noul i7 și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!